E ca cum arată piața în Macedonia în prea de vreme. Așa mulți în Caragia se setează. Încă nu s-au așuat până la urmă. Prețurile tăi sunt mai scumpe un pic ca la magazin. Da. Bă, nici nu știu să vă spun vouă mult despre huneaua asta, ori nu. Vreau să vă spun că gusturile, da, un pic schimbate, dar eu mai mult nu vin pentru gusturi aici. Eu cred că ajungi deja la un level de, eu nu știu câți ani acolo ai, 30, 40 de ani ai, 20 de ani, nu știu câți ani ai. Deja ajungi la un level când deja nu mai mănânci căcat, ca bă, blea, în turi nu venit nimic, trebuie dus la pleaj, căroce. În turi nu nimic, așa pâine aduc, blea, fac pâine, blea, despre pâine putem să vă povestesc. E că așa eu aștept, așa ne aduc ni legume tare multe, că așa este miere și sate mâncăruri indiene de astea, ayurveda. Așa e croissante și bagheturi, tot un fel de patiserie. Prea de vreme. Aici e niște chips și avocado, aici este mujic care vin de pește. Eu m-am adus o bucată de pește, dar tot mititic așa un filet de somon, 30 de baxuri era, zic, ia, bal. Era într-adevăr bun, l-am mâncat crud, tot l-am mâncat, căroce, nici nu m-am pregătit deloc. Un pic de lime așa deasupra și l-am mâncat tot crud, chiar era ahuiennă. Aici fac blincike, tot are pizdos, tipa un fel de franceză. Bleașa nerușine, că unii de-am mă știu pe mine, dar și eu mă vin să filmez. Vin aici în fiecare săptămână aproape, că sunt drăguț când am venit, că eram cu mală, dar și eu dormi pentru zâu. E că aici eu vin și eu ouă de la fermă și cărnuri, căroci, ahuiene. Lua niște sosiske de drăgute, blea, avem o cancem de la sosiskele și alea. Mulți fac всякие hot sauce-uri acasă, că văd. Este mujul cu cașcavaluri, știu, care vine cașcavaluri tare pizdoase, făcute din lapte organic, nepasteurizat, nehomogenizat, nu știu cum se numește, căroce. Căroce, laptele văbșe nu-i procesat și brânză că nu iei, cașcavalul că nu iei, blear, așa un gust de lapte gustos, pizdă. Eu văbșe am uitat, e ca este de aici. Este de aici. E scump, blear, prostă. 15 baxuri, opa, 3000 de pound. Asta iese cât? 60 de baxuri în pound. Da, 30 de baxuri în kilogram de cașcaval. Mi-mi pare scumpșor, orhidee. Căroce, eu să mă sebez, deci aici este o pădrușcă tare simpotnă, cu dreaduri, blea, așa de frumoasă că ea vinde ceaiuri, căroce. Eu vin la nusă și eu uneori ceaiuri, blea, și niște ceaiuri pizdoase are tot. Lana, căroce, atât e. Văzut piața și din mare, atât. Noi ne întoarcem de pe Călțăvoi să mergem. Eu vă spunem vouă că voi deja ați ajuns la niște leveluri la care nu mai mâncați căcat și diferența deja între cărnuri, de exemplu, dacă e carne de vită, tu deja nu mai iei, știi de locurile, că asta vreau să spun, deja știi locurile din unde se iei niște cărnuri, unde carne e bună, blea, nu mai iei și dai peste un căcat, căroci, tot așa cu ouăle, deja ca bani niște locuri din tu iei și ai încredere în trânsul și ai ajuns la un level relativ unde ele sunt gustoase, căroci. Vreau să vă zic, mai este levelul, te zăiebești de levelul ăsta. Trebuie să treci la următorul level. Următorul level e, pentru că, băi, înțelegi, să-ți satisfaci dorințele tale care sunt legate de senzații. Asta e o huita nezdorovă, în asemenea, de mult nu durează. Nu că nezdorovă, tot e zdorovă, băi, tot e sănătos, tot e natural. Просто мул тим не дуряє, яка сензаціля, що ти сатисфач, що ти мастурбезла, манкарі, лавіти. Ну, яка карі суша, яка карі суша, ти не інчеркат, аколо, ти парі кісти, врім суш, карі я і бал, ще дібон. І паті аколо врім 5%, а симць, паті, в віітор, паті, ти гасиш, вону, карі говорю, 5% май бон. Ще й пірому ще й сфач, бля. Яка я спун, ще сфач. Пірому дя май скауці експеріенца. Experiența e interesant, dacă e de experiență nu pot să mă satur încă, pentru că e că eu vin și eu vorbesc cu dânsii și ei mă știu de-am unii, de-am știu ce-am cumpărat data trecută și știu ce să-mi recomande de data asta și la dânsii poate s-a schimbat acolo ceva, tetul, un jițel mai tânăr, blea, și am zis, bă, dacă e din carnea asta, că e tare bună și am dat la familie, căroci, e tare pizdoasă. Înțelege că huneaua asta la magazin eu nu am aici în America. Așa că când ajungi la casier, casierul ăsta idee nu are văpșe de produsele astea care tu le-ai cumpărat. El e casier, el nu e fermer, el habar n-a. El cum? Sunt mulți care lucrează și sunt cursi, conește, mai ales la secțiile de mânca, de cărnuri și tot. Iau un fel de cursuri trebuie să treacă și să învățați, căroce, și sunt în teme. Dar oricum, blea, ăștia au cunoștință huienă despre asta și da trecută. Așa mulți cu cash nu mă lucrează, unul e că sunt la bancomat și să-mi iau cash. Mulți lucrează cu cash, dar trecută zic, blea, nu am cash la mine. Și ai stăzi, păi, dar nu nic, tipa, las data viitoare să ne aduci. Pizdeți, peste săptămână, blea, să ne aduci banii. El și ține minte. Pizdeți, și când ne-am găsit eu atunci, prima dată cash, am dat că nu-mi place și eu datorul nimic, și am dat cash.
Deodată, da. E că, bă, experiența de este așa plăcut, e, ele sunt spontane, nu știu cum, așa, și sunt neplanificate, și sunt surpriză, și până când vin acasă și îți fac niște produsele care le-am luat și le mănânc, apoi deja în gust, între toată experiența asta că despre care v-am povestit eu vouă, și gustul devine mai dulce, parcă mai bun. Pai și odaci numai din lătăți. A, dar vrem să vă zic despre pâine, de să fac așa un postscript. Bă, eu pâine am tăiat din consum foarte mulți ani în urmă. Ei, cum foarte mulți ani, pentru mine sunt foarte mulți ani, dar m-am tăiat, caroci, pâine. Nu mai mâncam pâine pentru că mă uitam la lista de ingrediente la pâine și ahuiem. Acolo sunt vreo 20 de ingrediente aici în America la pâine și am pâine trebuie să iei 3-4 ingrediente, atâta. Restul, tăi care s-au pus 30 de ingrediente acolo deasupra, tăi care sunt conservanți, aici chimici, vse că e huneacă, să-i dei gust, să-i dei сцена пират, бля, сайба вид, короче. Кстати, хуйня, вот такая, не абсолютно не похуй, где-то эта тема, а не уж так манынка филе де пыни, боже, бля, смасым нормал, как манынк, да, ну смасым, парка, в туту якоря манкат, бля, у анкор дела кораби, бля. Și am dat un video la un artizan care face pâine pe YouTube și video este era filmat așa de frumos și artizanul este era așa de îndrăgostit de pâinea asta lui și el așa cu dragoste povestit despre pâinea lui, despre pâinea de la alte magazine, despre pâinea la alți artizani, caroce. Și eu atunci am înțeles, băi, stai uleac, pâinea все-таки e ahuiena, e temă, dacă într-adevăr e o pâine foarte, foarte bună, calitativă, făcută iaca-iaca, și că de ingredientele este 3-4 de bază care trebuie să iei acolo. Făină, apă, sare și drojdie. Atât trebuie să iei, caroce, în pâine, dacă găsești. Și, da, atât, pahodul. Și este un fel de trigger de ăsta la drojdie, îmi pare. Că eu știu că eu mănânc pâine de asta, se numește sourdough, se numește pâine amărui, îmi pare că se numește. Și eu știu că acolo adaugă lămâie, caroce, că e să pornească procesul ăsta de fermentare. Asta eu știu, pahodul vreo 4 ingrediente în cazul ăsta la sourdough. Și că și am venit la piață și în sfârșit am găsit brutăria asta unde se pâinea e făcută din 4 ingrediente, unde făina e făină, băi, făina nu de ce, bă, înalbită, chimicuită, huită, caroce, bă, toarnă benzin în făina și făina huienă, e bună făcută, caroce. Și că eu odată să mână vin și eu felul ăsta, o buhanăcică de pâine mititic, caroce, ies păstrează la gheață, ori în frigider, o pun și păstrează. Și dimineața îmi fac uneori niște sandwich-uri cu avocado, băleași cu niște șepuliță și cu roșii. Ahuiena e temă și mă simt așa de fericit, băi, pizdeț. Tare fericit mă simt la hunea asta când mănânc. Dar vă spun, mulți ani n-am mâncat pâine și amul că când m-am întors la tema asta de pâine, mă simt foarte bine, dar vreau să spun că foarte rar vă spun, e că o pâine pe săptămână eu consum, cam asta e raționul meu. Nu mai zic, mai mănânc poate un hamburger din când în când și asta se mai adaugă, pizza se mai adaugă. Dar și aici mergi vorba strogă de pâine, e pe că asta vreau să spun, eu în sfârșit am descoperit și aș vrea și voi dacă găsiți, poate eu știu că online sunt care fac artizani și vând pâine online, dar e scumpă, băi, pizdeț online, online e 15 bucks-uri un baton de pâine. Vă imaginați la magazinul un baghet e 2,50 aici, eu cred că sunt moldoveni, cum moldoveni, sunt oameni în America care cumpăr pâine cu un dolar, nevernă, cu 2 dolari este pâine. Pâinea asta de la piață de aici artizană, tipa, e $5. Bă, de pe aici era bancomatul, chis, dar mai s-a închis banca. Aia e bă. Aici era Chase bancomat. Da, la piață se 5 bucks-uri pâine, că tare dacă e o pâine destul de calitativă de la magazin, e tot așa, e vreo $4.50, $5. Așa că aici poate e tot așa, ori cu 50 de cenți mai scump pâine, ca o pâine pizdoasă de la magazin. Dar să cumpere online 15 bucks-uri de mâine, dar nu-i vă nahu, nu chiar așa de tare vreo pâine, blea. Lana, asta am vrut să vă zic. Băi, piața asta e la câteva cartiere așa de plajă. Și eu zic, da, dacă tot, blea, și încă se setează acolo și mai am leu de timp, îmi vine și așa să răspie și să vă arăt și vouă leucuțică de plajă. Și să vă zic, vă încă și hunea am descoperit eu cu piața asta. Spre ouă, băi, am descoperit așa o controversă, oricum s-o numesc eu, în America. Când m-am dus la piață într-o zi și fermeri și așa că mi-au venit ouă, spus că ouăle astea sunt nespălate, așa că nu trebuie să le pui în frigider. Și eu atunci nu știu cum m-am pus pe gând cu neam asta, pentru că eu toată viața mea am cumpărat padrujerile, organizează volibol, îți dă din popăcii, îți dă din sisici. Huiena e temă. Mujer și așa împărteasă, tipul a venit să citească în telefon, dar de aici strâng material să fac o lăbuță. Și, caroce, pastelul cumpăram ouă și le punem la frigider, evident. De asta spune, tipa, să nu pun ouăle la frigider.
Și eu am venit acasă și am googlit, căruci, acasă este o ouăle de la fermă care se vând pe naturale, organice. Ele nu se spală, pentru că pe deasupra lor au un fel de strat protector organic, așa, o peleșică organică, care ține ouă să fie sigilat pe țani, să fie ermetică înăuntru. Și tu când speli ouă ăsta, stratul ăsta se rupe, căruci, se scoate stratul ăsta și de asta deja ouă devine sensibil la bacterii. Și de asta trebuie să-l pui în frigider. Problema de aceea e că în frigider toți sunt bacterii. Frigiderul nu e steril. Și problema de aceea e că de asta ouăle tipa de la fermă, nespălate, le ții afară pe masă, le ții, caroci, la temperatura camerei se păstrează, pentru că ele înăuntru au proprietăți lor, se păstrează atât de mult timp. Eu am păstrat ouăle 2 săptămâni, îmi pare că mi-a spus 2 săptămâni, 3 săptămâni, ori săptămână, și cum, caroci, eu 2 săptămâni le păstrez liber pe masă, prost ouăle, fără să le spăl, fără să le refrigerez, prost dacă așa cum se ele. Numai înainte de a le pregăti, evident, atunci le spăl, imediat înainte ca să le pregătesc, dar dacă le fierbe și pont, mai fierb și le dezinfectez, ca asta am vrut să vă spun eu, caroci, ouă despre ouă. Și tot atunci am googlit de mult despre ouă, evident că am intrat într-un fel de rabbit hole de asta, să mă întorc înapoi. Și mult am înțeles eu, așa că de atunci abia nu știu, parcă cumpăr ouă de la magazin, deja parcă nu mai mă atrage așa de tare. Păi nici nu sunt așa mare amator prostă de ouă, ori de orice altă mâncare, nu sunt așa mare prea amator de nică, prea să vreau așa de tare, că să risc prea mult ca să dobândesc un iau asta. Vă dați seama și greu, da? Vreau să ajung la pătrujirile și alea încă o dată, blea, și așa e taman în costum, în cupanic negru, blea, am vrut să o filmez la schinare, dar e taman și-o schimbat echipa, blea, în partea și altă. Așa că pățani, nevizuha azi, nevizuha. E că așa arată plaj. 7:30 dimineața, mă, e tare zaibis afară. Pagoda, caroce, e ca în rai, e fix perfecțiune, cum ai vrea să pui termostatul, e că așa e, așa e mă pagodca.